Suntem tot în octombrie și iată, după ce am mai făcut unificări, am găsit o frumusețe. Am găsit-o mai multe frumuseți, da? Ăsta îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare fiindcă am vrut să-i schimb matca. Deci astă vară eram cu gândul că o să-i schimb matca. N-a intrat nici în friguri. N-a făcut nici multă albină, dar acum, iată cum arată, deci începem cu diafragma, deci avem albină pe diafragmă, este unul dintre frumuseți care ți-ar plăcea să-i găsești pe toți așa prin stupină, dar dacă ar fi toți așa, ce-ai mai face, n-ai mai avea de lucru. Deci este o frumusețe și nu este o matcă roșie, deci e o matcă neagră. M-am țăpat acum. Am crezut că e viescă, dar a fost albina. Ai, doare un pic. Eu mă feresc de înțepături, dar mai iau fiindcă n-am vrut să mai iau mânuși. Am folosit astea vechituri, miere are mâncare. Vreau doar să trag o ramă mai încoace și să-l pun la iernat. Ai, ce ustură! Este dezavantajul când te ferești de înțepături, că atunci când iei o înțepătură, apă doare. Iată ce frumos e. Foarte, foarte multă albinuță. Nu ridic acum fiecare ramă. Oricum arată foarte bine. Asta nu e unificat, nu nimic. Așa e. Bun, o să mă duc până în capăt. Mă, dacă n-a ști cum e înțepătura de albine, știi, da? Na. Doare. Dau un pic de fum, că sunt mari, sunt puternici, nu e caz de deranjat acum. Dăm un pic de fum. Nu vreau să-l deranjez, da? Merită deranjat câte unul din ăsta. Ce doare! Bun, vreau să dau ramile mai încolo. Așa. Foarte mult propolis. Nu curăț propolisul, mai ales toamna. N-am chef de râcâit la stupe. Îți dai seama acum dacă râcâi la ăsta, îți sare tot în cap. S-a și înnorat afară, vine vremea urâtă. Cam asta e, s-a terminat cu căldura aici în partea de nord a țării, adică eu sunt mai în centru, așa, dar în partea interioară a arcului carpatic. Și să văd ce rame mai scoatem, că doar e el frumos așa, da. Propolis ăsta. Să scoatem afară. Bun. Deci îl lăsăm în... Cât să-l lăs? Îi scoatem astea două rame și îl lăsăm în 5 rame. Miereară și îi scoatem încă două rame. Așa. Deci este o matcă care vroiam eu să o schimb.
Nu e el nici în 10 rame, rămâne în 6 rame. E perfect. E perfect. Fiindcă am și în 7 rame. Dar ce e special la ăsta e că ce e special la el este că trebuia să-i schimb matca, adică așa mă gândeam eu că nu e o matcă bună. Și totuși el a făcut această surpriză. E bun, deci tot ce depășește 5 rame, chiar 4 rame dacă aveți, se poate ierna. Mai ales că în multe zone ale țării mai filmează unul cât un stup puternic sau pune o poză pe Facebook și gata. Și atunci rămâi cu impresia asta că tu ai cei mai slabi stupi din România. Asta e valabil pentru începători. Eu deja m-am obișnuit cu aceste, să zicem așa, când vezi un stup puternic, într-adevăr e plăcut ochiului, dar se întâmplă să mai ieși pe 3 rame. Chiar și apicultorii mai mari au pățesc să rămână în 3 rame, mai să rămână și fără. Se întâmplă. Acum nu zice toată lumea tot, dar se întâmplă. Trebuie să filmele astea care le vedeți, să le luați ca atare. Deci acum să nu credeți că vedeți un stup super fain și gata. No, fiecare începător sau cine are albine, că eu am încercat să reduc anul ăsta foarte tare stupina. Mă limitez undeva la vreo maxim 20 de colonii. Ajung aici pentru mine. Așa. Asta e un stup foarte, foarte fain, așa cum arată el. E un pic cam rău. Acum, poate de-aia vreau să-i schimb eu matca, că era mai rău el. Dar fiindcă e așa frumos și el, vă dați seama, nu vreau să îndepărtez matca. Mai am câteva regine de rezervă. Era una destinată și lui, dar o să-l las în pace. Îl las în pace, se ierneze. El a dat și ceva miere. A fost un stup, să zic așa, cu minte. O familie de albine cu minte. Aici unde am rame, le acopăr, am cam umplut tot ce am avut caturi cu rame, ce mai rămân, văd eu pe unde le mai ascund. Așa, aici mai punem o păturică și am terminat. Iată, păstrăm și o matcă un pic mai rea, să-i zic așa, e un pic mai rea. Am alta și mai rea care o voi schimba oricum. Bun. Cam asta e. Asta a fost surpriza mea pentru această familie. Arată foarte, foarte bine pentru ceea ce mă gândeam că e ea. Până data viitoare, numai bine!